secretarul primăriei. Acum... Deci eu am înțeles că legea unică ar însemna înghețarea salariilor pe un termen de până în 2010-2012, dar nu vor primi mai puțin bani bugetarii decât primesc acum. Că nu vor mai crește salariile. Nu știu dacă am înțeles bine. Dumneavoastră ce ați înțeles? Adică la un moment dat să înțelegem că nu se va mai ține cont că dumneavoastră ați ajuns director adjunct și aveți nu știu câți ani de facultate și un funcționar de la ghișeu care poate și la dumneavoastră, nu toți au studii superioare în finanțe. Și e funcționar public să primească același salariu, deci nu știu, faceți-mă ce să înțeleg, că tot auzim pe politicieni vorbind legea unică de salarizare a bugetarilor. Și profesorul și dumneavoastră de la finanțe primiți la fel salariu. Nu știu dacă n-am zis bine profesorii, că aici e o situație acum, delicată, aici logica, cu grevele, cu asta. Sindicatele sunt cele care sunt... Hotărăsc soarta dumneavoastră? Sau nu hotărăsc soarta, ele țin discuții. Apără, practic. Exact. Apără, exact. Apără interesele. Deci îmi puteți răspunde? Ce cu legea asta unică? Sau ce se urmărește? Ideea e să... Să vă egalizeze veniturile, e adevărat? Să unifice, să nu existe diferente discrepanțe atât de mari între... Între, bresele sau gupsele, între meserii, dacă puteți așa, între bugetari din anumite doar domenii. E corect să vă pună pe același calapod pe toți? Adică nu știu dacă putem compara un volum de muncă într-o primărie de comună. Dau un exemplu, da? Unde la ora 10 merge la serviciu funcționarul, poate merge la 8, nu zic nu, dar la ora 1, credeți-mă, după ora 1 nu-i găsești prin primării, foarte puțin sunt conștiincioși. Cu volumul de muncă al unei administrații județene, cum sunteți dumneavoastră, și i-ați avut, cum spuneați, da, etape în care exact stăteați poate și în sâmbătă. E corect acum să vă egalizeze venitul? Să zicem că aveți studii la fel, dar nu știu, volumul de muncă, importanța, nu știu dacă e corect. Eu mi-am o gândire și eu asupra asta muncii, e omogenizare socialistă, nu muncii, muncii în genere. Cred, adică... că există, cred că există o lipsă a normării muncii. Normării, și eu vorbesc nu numai din punct de vedere... cantitativ, ci și calitativ. Mai ales calitativ, da. Până la urmă. Nu asta înseamnă și... Europa, calitate. Punctul meu de vedere că acolo aia ar fi o lege oarecum corectă, în momentul în care normarea muncii ar fi făcută și s-ar stabili funcție de astfel de criterii. Apropo de întrebările, doamne Livia, în ce țară din lume se mai impozitează inactivitatea? Dacă aveți știință. Nu, ne spunea că nu se, unde, se mai unde se impozitează inactivitatea. La noi... Tocmai am spus că se impozitează, dar în situația în care există posibilitatea cu suspendarea. Deci ați zis-o și o repetați, văd că deci avem posibilitatea aceasta tot cu pe bani. Vreo cu suspendarea activității. Și suspendarea asta. Deci costă, tot, dar măcar 3 ani ești liniștit, exact, că nu plătești. Cu fiecare își face o analiză și, și ia măsura știți, apropo, dumneavoastră, doamnă, sau dumneavoastră, domnule, despre o țară unde mai există o asemenea impozitare? Nu pot să zic că... V-ați amintit vreo țară? Se aplică și în Ungaria. Și în Ungaria? Franța, din câte am înțeles. În Franța? Da? Sau, da. Se mai deci de verificat. Franța da, și da. Ungaria, iată. Deci, doamna știe două țări. Dumneavoastră știți reuna, China, acum mă întreb și eu, în ce state și mai înființează o firmă și o lasă... Mulete. Stați puțin, că nici România nu e nici cea mai rea țară și urâtă și cum... Am auzit pe un manelist, am eu ce am cu manelele. O să se supere pe mine iarăși. Azi dimineață, pe un post de radio național, pe care îl respectam până astăzi, am auzit o mania prin care atât de tare își băteau joc maneliștii aceia de țara aceasta și de oamenii care trăiesc în ea până la urmă, încât nu știu dacă e corect să promovăm, iată, prostul gust la ora de maximă audiență. E problema postului de radio respectiv, da, nu un telefon. Asta, da. Da, oricum, e o altă discuție. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Alo, Ana Oltean mă numesc. Ana Muntean? Oltean. Ana Oltean, vă ascultăm. Am și eu o întrebare pentru invitații dumneavoastră. Am o firmă și la sfârșitul anului 2008 am avut profit, dar în anterior am avut pierdere și n-am reușit să acopăr pierderea. Acum cum plătesc impozitul, integral sau o pătrime? Întrebarea economică strict, cum e cu pătrimea, cu profitul, cu anterior anului 2008 vorbiți? Da, deci anii... Deci în anii până în 2008 ați avut... A fost o pierdere mai mare și deci cu profit... Dar 2008 v-ați revenit. Cum? În 2008 v-ați revenit și ați avut profit. Da, dar nu am reușit să acopăr pierderea. Așa. Mă înțelegeți?
Vă înțeleg. Și atunci nu știu cum vă înțeleg finanțele. Am înțeles. Prevederea referitoare la plata unei pătrimi din impozit se aplică la contribuabilii prevăzut la un anumit articol din codul fiscal și este vorba despre bănci. Da. Deci, și sucursalele băncilor din țara comerciale. Noastră. Băncile comerciale. Am înțeles. Deci prevederea respectivă este doar pentru bănci cu o pătrime, pentru cele care au pierdere. Deci, din păcate, da, ascultăm a doua întrebare. Așa. Și în legătură cu combustibilul. Așa. Deci am un autoturism pe firmă. Sediul firmei este la Bistrița, dar am două magazine, la Șeu și la Posmuș. Așa. Și deci eu cu autoturismul ăsta duc marfă. Deci nici așa nu... Deci nu-i pentru persoane. Ai, nu, vine, e un sielo, dar duc, știți, noastră, la magazine marfă mai puțină. Iar ne-a spus o întrebare delicată. Cum interpretăm legea aici dacă duce cu sielo, pufulet și detergent, da? Sau ulei? Păi mă rog, acum... Nu contează, am dat un exemplu. Așa. Mie îmi plac pufuleți, așa că nu trebuie să râdem. Deci, e de... Legea spune că dacă cu combustibilul de persoane duci marfă, poți face o derogare, domnule director? Nu precizează. Deci, nu. O plus 1 persoane destinat transportului de persoane. Da. Nu, aici nu putem feta. Excepțiile sunt prevăzute. Cine sunt la excepții? Sunt, de exemplu... Poate se încadrează. Auziți, doamne, există o excepție. Nu mai ziceți atunci dacă nu vă încadrați. Bună seara, bună, la revedere. Atât am avut să vă... Pentru pază, protecție, pentru curierat, vehicule utilizate pentru... drept care de reportaj. Avem carul de reportaj. Deci noi suntem scutiți dacă mergem cu carul. Deci adică deduce putem deduce combustibilul. Se deduce noi chiar avem un car din ăsta O plus 1, adică destinat în principiu pentru persoane, dar e adaptat la utilajele specifice unui car de televiziune. Dar ne-ați dat o veste bună, iată, măcar cu televiziunea să aveți grijă. Mai are o întrebare, doamna, ultima, doamne Livia Marginal, și chiar încheiem cu răspunsurile date doamnei. Impozitați după cifra de afaceri, da, deci anul trecut cu boom-ul economic avea nedumerirea aceea. Era boom economic și acum nu e corect de unde să facem bani. Era așa mai mult o întrebare retorică. Retorică, dar într-adevăr anul trecut a fost oarecum de grație, să facem bani. De grație pentru România. Da. Deci avem telefon. Bună seara! Bună seara! Vă rog să-mi spuneți, toate activitățile sunt supuse impozitului forfetar sau nu? Cum vă numiți, doamne? Maria. Maria? Da. De unde? Din Bistrița. Din Bistrița. Aveți societate comercială sau afaceri? Da, SRL. Și ați avut profit anul trecut? Nu am avut activitate deloc. Ați înființat o societate și n-ați avut deloc? Nu. Aș întrebați dacă toate obiectele care activități sunt supuse impozitului forfetar. Haideți să vedem răspunsul. Rămâneți aflat sau mai... Nu. Altă întrebare nu am. Bună, seară bună. Da. Veniturile totale din orice sursă. Și nu se face nicio excepție. Deci nu se toate prevede, obiectele de activitate sunt... Din orice sursă. Cum am spus la început, ideea a fost ca impozitul forfetar să aplice doar pe anumite domenii. Însă el s-a publicat și intră toate activitățile. Mulțumesc colegilor din regie pentru adresa de mail. O să începem să primim și mesaje, o să-mi verific deja mesageria, să vedem cum stăm cu mesajele. Dacă cineva nu prinde legătura, ne poate trimite un mesaj. Vă rog, mai ales despre... Vă dau voie după ce telespectatorii ne dau voie. Sigur. Avem un nou telefon. Nu se aplică ce spune. Da, să spun exact unde nu, unde se, nu se aplică. Am înțeles. Haideți să vedem un nou telefon, după aceea vă spunem unde nu se aplică impozitul forfetar. Bună seara! Alo, bună seara! Cum vă numiți? Mincă Viorel Bistrița. Domnule Viorel Mincă, îmi cer scuze și vă dau un miel cu prima ocazie că v-am spus Pincă într-o emisiune. Nicio și am văzut problemă. Că și o colegă de-a mea, Simona, tot Pincă v-a spus și dumneavoastră nu v-ați supărat. Acum... Domnule Mincă, asta e viața, vă ascultăm. Îi dați un miel. Ați găsit titlul. Adică? Păi nu a spus aseară domnul prim-ministru că se menține cota unică? Da. Păi dacă se menține cota unică și este cotă și unică... Așa. Fără comentarii. Da? Ce are aia cu prefectura? Păi are cu impozitul forfetar. Dacă există impozit forfetar, nu se menține în totalitate cota unică. V-am prins, n-ați urmărit emisiunea de la început? Nu. Au discutat despre cota unică, domnii. Și au spus că n-are nicio treabă. Se aplică.